sutica de lumină la mână, dar dacă mai lăsai, făceai tendinte la biceps. Și avem frumos aici două burlane de la Hâs Residence, unul pe o parte, altul pe cealaltă parte. O, ce am găsit aici? O, zice el. Ai văzut că a ieșit dusterul nou? E cât un duster nou. Uitați și voi ce tare. Antebrațul cât brațul meu. Salutare oamenilor, suntem aici cu regele YouTube-ului. Ce soare! Și dăm drumul la o tendinită. Bineînțeles că s-a mai accidentat și el, că orice și mușchiuleții ăștia au și ei prețul lor. Așa că un tratament de epicondilită, binevenit și pentru Dorian. A venit la ITP, la revizie. ITP-ul, tată, ăla-i. Și am venit frumos la revizie și începe cu tecarul, da? Voi m-ați văzut foarte mult pe internet cu tot felul de tratamente din astea cu chiropractică și așa mai departe, dar tecarul e foarte important. Avem un tecar care neutralizează durerea și ne ducem fix pe musculatura blocată ale Dorian, anume extensorii pumnului, da? Extensorii din zona antebrațului. El are tendinita asta de cât te supără, Dorian, de cât timp? Bă, vrei să spun un lucru de la cârge, deci... Asta voiam să spun, de la cârge așa. Și era ceva mai sus, era pe aici, pe triceps. Da. Și a coborât ușor, s-a inflamat condilul respectiv, a coborât și acum... Păi stai seama, 95 de kg în cârge, mă. Da, nu e ușor. Și 5 luni. 5 luni am stat în total. Cam așa ceva. Știu că de atunci te supăra. Da. E și cam al doilea tratament ăsta deja la noi. Da, că nici măcar unul jumate. Unul jumate. Ce am făcut în weekend a fost așa de extremă urgență. Urmă, te-o s-o mișmă. Știu. Și oricum m-a lăsat super bine după ce ai făcut în weekend. Adică mega. Asta voiam să spun. Un om normal nu ar fi rezistat la ce s-am făcut acolo. Da, groaznic. Cel mai dureros din viața mea. Asta tot ce am făcut la tine, cel mai dureros. De departe. În momentul în care există inflamație acolo, va trebui să efectiv să spargi în țesut. Groaznic. Și e practic ca o incizie pe viu, ca să zic așa. Groaznic. Nu-i ușor. Am zis că vrei să pleci cu cotul de acolo. Aia zic. Dar ai văzut după eliberare? Bă, n-am văzut că nu mai simt nimic. Mi-e și frică. Doar din masaj. M-am simțit atât de bine încât nici măcar proteina dimineața nu mai ridic cu mâna dreaptă. Zic să nu fac rău acolo. Aia zic. Așa acum să se facă frumos, să crească. Exact. Foarte important că tu ții cont de ce se spune. Eu am avut această tendinită și m-a ținut 6 luni pentru că știi cum e, să faci ce popa nu ce face? Fix asta am făcut eu. Corect. Fix asta am făcut eu. Efectiv am spus, mamă, gata, nu mă mai doare. Aveam nevoie de 2 zile de pauză, antrenament, masaje. Am făcut epicondilită 6 luni de zile mi-a trecut. Mi-am schimbat, eram în Anglia și mi-am schimbat. Aveam avortul la dreapta. Și mi-am schimbat mașina, că nu mai puteam să conduc manuală deloc. Băi, și am făcut pauză de la muncă 3 luni de zile. Deci m-a costat acel antrenament 3 luni de incredibil, jur. Am avut contracturi, am avut vorba aia, toate ligamentele rupte la genunchi. Bă, așa durere, efectiv, ziceai că ți intră în creier. Exact. În creier, mă. Deci acea vorbă, mă doare în cot, nu cred că... Da, no. Totul până la cot. Acest tecar, el practic, uitați, au găsit punctul dureros, s-a schimbat culoarea, efectiv, l-a neutralizat, mergem ușor și vedem, a mai găsit unul pe brachioradial, îl lăsăm să-și facă treaba. Ia să vedem pe unde mai găsește. Practic are o inteligență artificială care găsește punctele trigger, acele puncte dureroase și le neutralizează. Deci dacă nu suntem cu tehnologia, tehnologia la un moment dat ne va depăși, așa că e bine să știm să o folosim. Dacă nu erau bune, nu se viralizau. Nu se viralizau. Cu ghilimele de rigoare, nu se vindeau, nu ajungeau să fie iconuri în lumea asta voastră a kinetoterapiei. Exact. Când spui tecar unui kinetoterapeut profi și cu informație destulă, zice, da, tecar. Ai văzut că a ieșit dusterul nou? E cât un duster nou. Nu știu. Mamă. N-arată chiar ca un duster nou, dar e și el 4x4. Și face treaba. Ne-am făcut treaba cu tecarul și acum mai vedem puțin mai manual, să vedem ce a mai rămas. Mai avem puțin aici, în muscatura profundă, aici o să intrăm placă în brachiul radial. Aici o să intrăm direct cu ac, pentru că încă nu e revenit după masajul ăla, adică cât sunt, 3 zile? Aha. Da, palocuri începem să mai intrăm puțin și acum dacă ai și venit în făgașul nostru aici, o să ne putem focusa pe toate unghiurile. Imediat te întorc pe burtă și facem tot ce e nevoie ca să te deblocăm cap-coadă. Capătul scurt al tricepsului este plin, absolut plin de fibroză. La Dorian. Ai câți ani de antrenament, Dorian? 15? Care 18? 18 ani. Deci e practic o viață de om. A făcut majoratul în alefiare. Mamă, da, chiar. A făcut majoratul în alefiare, Dorian. Hai pe burtă ca să poți să suferi din liniștit.
ai un instinct foarte bun. Nu face greutăți mari când vede că doare efectiv. Băi, eu nu înțeleg chestia asta, adică nu înțeleg oamenii care efectiv lucrează peste durere. Nu e logică, ceva nu-i bine. Dar durerea e lăsată acolo că ceva nu e în regulă. Păi nu, corpul spune, ce, stai. Ce sens are să chinui corpul doar că vrei tu să arăți ce? Că la un moment dat vei dea în spate mult mai mult decât acele kilograme în plus pe care tu le ridici la tală. Tu nota de plată când o să vină o să fie mult mai mare decât beneficiile. Oricum nu mai doare ca să îmbătăiești. No, nu mai are nicio treabă cu ce era sâmbătă. Sâmbătă era efectiv plin de fibros. Punem ceva acupunctură în zona cotului și am văzut puțin că umărul, pentru că compensează, umărul destul de blocat și tot spatele blocat. Avem terapia tensă aici odată, avem curentul tecar care o să încălzească altfel țesutul și am dat drumul la un MS. Practic e curentul asemănător contracției voluntare. Aia zic. Ia uite puțin. Da, am zis că au început și culorele. Nu se simte aiurea, să știi, adică e mișto. Da, nu, se simte super plăcut. Asta zic. Teoretic el curentează acum numai unde simte griciul. Numai unde simte, da, exact, uite-l. Uite. Dar acum, din păcate, s-a cam activat peste tot. Cam simte peste tot situații. Hai că nu e chiar așa, nu e, nu e. Uite, peste în porțiune unde nu e. Ia uite ce aici. L-a simțit. Uite, exact ăla care se mișcă degeaba exact. Căzgiurile. Exact. Nu doar săliștii au această problemă și sportivii, mai au și cei care stau la calculator foarte mult, că stau în poziție izometrică aici. Și fac degete la greu. Chiar am filmat un reel pentru asta astăzi. E superb acest aparat. Foarte multe teste pe el. Ce să mai, nu-ți mai trebuie sală 3 zile cu asta. Și avem acum frumos, minunatul, celebrul antebraț. Uitați și voi cât am antebrațul, cât brațul meu. Și începem cu musculatura extensoare a cotului. Nici bine n-am pus acul, deja a plecat la plimbare. Ne ducem direct în situație, da? Are niște tuciuri foarte profunde. Așa. Super, respiră Dorian. Hai, că rezist. Aici nu e așa. Oh, ce-am găsit aici? Oh, zice el. A plouat aici. S-a făcut răsadul. Așa. Mamă, la ce tuciuri. Dar dacă mai lăsai, făceai tendinite la biceps. Faptul că a făcut sport de mic, se folosește foarte bine de endorfine. Știe să le folosească pentru el. E foarte important. Oamenii care fac sport, durerea o transformă foarte repede în plăcere. Se cântă foarte repede de endorfine și dopamină și știe să o folosească. Uite, chiar astăzi m-am întâlnit când eram în farmacie să cumpăr aia de cot, uh-huh. da? Cu un nene care mi-a zis, Dorian, te rog, fă-mi un video pentru băiatul meu. Zice că, nu, și-a avut sportiv la cot, da? Nu duce recuperarea și nu-i se îndreaptă mâna. Ok. Și am zis, bă, tată, zic, dacă nu iei durerea în brațe și o iubești, bravo, și faci dragoste, bravo, cu ea, bravo. Degeaba ești operat bine, degeaba recuperarea e 99%. Da, exact. Trebuie să treci prin suferința aia. Ce? Și să o îmbrățișezi. Vorbeam de, dacă a fost acum, 1 decembrie, la fel, un milion de oportunități în România. Vrei să vezi că e depresie, că nu știu ce, aia o să vezi. Vrei să vezi oportunitățile? Le vezi, tată. De 1 decembrie nu mai găseai nimic liber nicăieri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt și bănuți. Înseamnă că economia merge. Economia merge și se întâmplă lucrurile. Depinde ce vrem noi să vedem. Și avem frumos aici două burlane de la Hâs Residence, unul pe o parte, altul pe cealaltă parte. Spui că sunt uluce, efectiv. Așa că să luăm puțin burlanele astea, să le facem cum trebuie, să le îndreptăm puțin. Bă, frate, știi care e faza? Toată viața mea am zis, dacă n-am lombarii puternici, o să mă ofilesc, o să cad precum la leau. Exact. Bă, și ai reușit să ai niște lombari și puternici și talie. De zici că ești, efectiv... Albinuță. Albinuță. Mamă, cum se simte! Wow. E direct ce vrei. Wow. Absolut ce ai nevoie aici. Mamă, dar e șocul e bolan, nu? Da. E ultimul șoc de la Caceanu, de la firma. Acum, Dorian, haide să detensionăm și puțin musculatura. Avem aici, o dată,
Oho. Oho, crocante astăzi. Ia să luăm și puțin genunchescu. Atât. Atât. Respiră, Dorian. Probabil bine. De aia la fundă. O dată, două. Perfecto. O dată, două. Ia să vedem colul ăsta puțin. Sutica de mâini la mână. Inspirătare. Și de mai afară. O dată. Și acum îl băgăm pe Dorian la un somnic. Pilota pe el și direct somn de voie. Pă la treabă, oamenilor.